Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Casa 2016 cu Chievo Verona. Ultima oară am avut meciurilor cu Lyon. Am bătut cu 4 la 1 la Lyon și i-am găsit un nou nume lui Brutus. De acum încolo va fi numit pe veci Brutus, eroul de la Lyon. Asta este numele său. Va fi memoria acelui meci. Va fi titular, de fapt, va fi titular echipa a doua în meciul ăsta. Graham intră Brutus, eroul de la Lyon. Vârf, nu, joc cu Brutus, vârf, frate. Joacă, e Slender obosit. Ok, vine Brutus, eroul de la Lyon aici. Și în atac vine, nu ăsta, nu ăsta, prietenul lui Pușcărie, altul. Vine, wow, ăsta are 67. Vine Sowie. Numele său mi-am de Sawyer din Lost. O să-l numim Sawyer pentru că mi-am de numele de Sawyer din Lost. Era caracterul meu preferat din Lost, Sawyer. Badass. În fine, triplul T, triplul T s-a întors. Pușcărie, what the fuck să fac? Și Sawyer sunt aici. Asta este echipa pentru meciul cu Juventus, pentru că care va fi un meci foarte greu, e clar. După acest meci cu Juventus avem un meci în Cupa Italiei cu AC Milan. Va fi un meci incredibil de greu și același chiar mai important, pentru că vreau să câștigăm Cupa Italiei și am ajuns până în semifinale, deci e foarte important să câștigăm. Juventus, să sperăm că îi vom bate. În dreapta lui urcă Brutus, eroul de la Lyon. Brutus are spațiu, șutează pe jos și puțin cam slab, dar nu contează. Eroul de la Lyon nu va fi uitat. Dă-i către eroul de la Lyon. Eroul de la Lyon la balon. Ce se întoarce? Are patru oameni lângă el. Știu ce s-a întâmplat la Lyon. Și acum Radovanovic către Vilcazi. Nu e offside, dar Vilcazi preia precum o moluscă beată. Mingea se apropie Vilcazi, cred, din nou. Molusca beată a echipei. Pasează bine către eroul de la Lyon. Fake shot, eroul de la Lyon. Eroul de Brutus deschide scorul. În ce formă este Brutus? Se vede că joacă cu Zlender în echipă. Zlender l-a învățat tot ce știe. Asta a spus Brutus în conferința de după meci. Exact asta au fost cuvintele. Eu n-am făcut nimic, Slender m-a învățat tot ce știu, el este un geniu și este o mare nedreptate ce se întâmplă împotriva lui. Toate conspirațiile din cauza acelui film porno și toate lucrurile care s-au întâmplat rele pentru Slender, inclusiv balonul de aur. Cum dracu să-i dai lui Slender decât de 23, de 23 de ori balonul de aur? El are 26 de ani, trebuia să primească 26 de baloane de aur, nu 23, 26, asta-i. Cum? Cum? Eu nu înțeleg. Cum să-i dai decât 23 de baloane de aur? Asta nu înțeleg. 23, frate, cel mai bun jucător din univers. Conspirația încă o dată își demonstrează. Dacă ar fi fost golul ăla, m-aș fi numit geniu. Acum că am atat, vă gândiți, bă, ce prostiți că ești tot acolo. N-aș fi scris niciodată de acolo, cred, oricum. Am crezut că a ieșit puțin portarul, am zis, l-am prins, e GG. Călcâia lui Sawyer, opa! Sawyer nu mai e naufragiat pe insulă și de călcâie acum. Dăm călcâie, ia uzi, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Uite, i-a rupt piciorul barbălul ăla. Barbă e nervos, săracul. N-a mai prins echipa, are draci la maxim. Are nervi întinși la maxim, rupe picioare pe cine prinde. N-are barbă, nu mai prinde echipa, vă omoară pe unde vă prinde. Vezi ce, i-a rupt picioarele și lui ăsta. Ok, hai să mă calmez ca să nu cumva să iau roșu. Da, asta e adevărat. Barba e foarte nervos că n-a mai prins echipa și am aflat că o ia pe drumul lui Graham. Bate oameni în baruri. Graham lua bătaie, dar tot aia e. Violează curve. Graham era violat, dar tot aia e. Vinde amfetamină. Graham făcea amfetamină, dar tot aia e. Și alte chestii. E periculos tare Barba acum, care are nervii la maxim. Am spus, n-a mai jucat și e nervos rău. Mi-e frică să joc cu Barba acum. Mașina acum însă. Pasează bine către Sowie. Ah. Cezar. Îmi pare rău, Cezar.
Dar s-ar putea să fie înjunghiat de Brutus, să ai grijă. Băi, omul e finuț, se vede. Se vede modul care mișcă, un adevărat om frumos. Joacă bine, îmi place de el. Nu se compară cu eroul de la Lyon. Dar încearcă și el. Nu! Bărchi, ce dracu, ești la pârtie aici de pe alune și când te dai și în spate. Am luat gol, din păcate. Am luat gol, din păcate, de la Juventus. Sincer să fiu, trebuia să vină. Golul eroului de la Lyon a fost destul de random, pentru că n-au cam dominat cei de la Juventus. Du-te! Pasă, pasă! Radovanovici, du-te, dragă, și de pasă! În fine, punem presiune. Cu Vilcazi acum. Întoarce către Radovanovici. Radovanovici, veniți, ajutați-l! Fake shot, Belomo, bine! Bine, Belomo! Întoarce-te iarăși! Bine, Belomo! Pasează! Radovanovici! Radovanovici! Radovanu, gol! Radovanovici, minutul 86, 2 la 1 pentru Chievo Verona, golul victoriei înscris de Radovanovici, care în sfârșit după două sezoane la Chievo Verona reușește să-i pronunț numele și acum este violat în grup. Chestii foarte normale pe stadionul de la Chievo Verona. Ce bine a trecut acolo Radovanovici, ce șut uluitor a avut. Meciul se încheie, batem Juventus cu 2-1 cu echipa a doua și ajutăm în mod indirect pe scârbele de la Lazio să câștige titlul. Cam așa s-a întâmplat. Dacă nu mă înșel, Lazio e primul loc, să nu mai țin minte bine. Hai să vedem. Urmează, ok, antrenamentul lui Slender, bineînțeles. Singurul care se antrenează. Pentru că restul nu se compară cu acest cel mai bun jucător din istoria lumii și universului și multiversurilor, pentru că probabil cea mai probabilă teorie este că sunt mai multe universuri, nu este doar unul singur. Singur. Bă, ce dracu, nu mai știu să vorbesc. În fine, în clasament, după această victorie minunată, suntem la doar 3 puncte. 3 puncte ne despart de un loc de Europa League și 6 de un loc de Champions League. A, nu i-am ajutat pe cei de la Lazio. Scârbele sunt exact în fața noastră. Mai sunt 11 etape până la final și suntem doar la 7 puncte în spatele locului întâi. Cred că sezonul trecut, pe timpul ăsta, cred că eram chiar și mai rău și tot am câștigat. Acum însă avem și meciul în Cupa Italiei pe care îl jucăm cu cea mai bună echipă posibilă, pentru că avem un meci pe urmă cu ăștia, cu căcați ăștia care ar trebui să-i batem. Și pe urmă, în episodul următor, va fi o dublă cu Leverkusen și probabil din emoții și că vreau să văd cât mai repede returul, o să dau simulare la acest meci. În fine, astăzi mai jucăm un meci cu Milan și pe urmă un meci cu Cesena. Haideți să trecem la aceste două meciuri. Milan, cea mai bună echipă posibilă. Insigne, Ananice, Sucabliat, Digna, hâi de-astea. Aloe Vera care îi unge pe spinare pe aia. De asta l-a și cumpărat domnul Pizzetto Spaghettoni, pe Aloe Vera, pentru că încearcă să se ducă și în crematologie, care este un cuvânt total care există și nu l-am inventat acum 2 secunde. Suntem în semifinale la Cupa Italiei și jucăm un meci cu AC Milan. Insigne centrează către Paloschi, care e paletă și de peste ca un handicapat. Cel mai prost om din lume, din punct de vedere al IQ-ului. Repet asta. Meci greu însă, am bătut Juventus, dar ar fi foarte greu să batem cu același... Dacă avem același noroc, putem bate iarăși. Dar avem cea mai bună echipă posibilă, deci nu mai avem nevoie neapărat de noroc. Avem o echipă puternică astăzi, nu echipa aia slabă cu Juventus. Și Cașatore îi face față lui El Shaarawy. Aloe Vera îi unge pe El Shaarawy pe suflet și de asemenea pe picioare, i-a usă picioare în vestiar. Le-a zis, vreți să încercați noua cremă inventată de Pizzetto Spaghettoni și au usă picioare cu Aloe Vera. Însă Wallace este un adevărat zid. Și acum ACDC la balon. Craci, frumos, frumos, Amar 3. Amar 3 trece și pasează către Cașatore, care este în margine, se întoarce și dă pasă bună, Suca, din nou Amar 3, șutează! Oh, fuck you, portarule. De asemenea, probabil unul măcar va spune în comentarii, îl cheamă de fapt Amar 3. Wow, felicitări, ești un geniu, eu habar n-aveam să citesc. Am încercat să fac o glumă, nu a ieșit, dar repetate de destul de multe ori, poate că va fi 1% amuzantă. Aloe Vera,
Din nou Amar 3. Oh! Amar 4. Ce gol înscrie Amar 4 de la marginea careului. Acum îl ține pe Pavlovski în brațe ca pe curva lui. Însă ce gol frumos a înscris Amar 3. Superb șutul, confirmat golul, oricât s-ar chinui conspirația care îl urăște pe Slender pentru acele filme de ochiate cu Emma Stone și Emma Watson și Scarlett Johansson sau Johansson, nu știu, Johansson cred. Degeaba, acest gol a fost validat și avem 1-0. Trebuie să păstrăm acest scor. Bine, Suka. Bine, Veciriu. Șansă bună pentru noi. Din geoangela Amartei. Trece foarte bine. Nu, intră în careu. E meciul lui Amartei ăsta. Amartei! Oh, fuck, nu e meciul tău, Amartei. De asemenea, am niște vești tragice pentru voi din vestiarul echipei, unde lucrurile nu mai funcționează la fel de bine cum o făceau pe vremuri. Se pare că cel mai bun jucător din lume, Slender, a intrat într-un conflict direct cu cei trei triplu ț, așa sunt cei trei numiți de echipa noastră, și anume Pușcărie, Dongu, What the fuck, Tafac și Sawyer. Se pare că atunci când Slender, după minunea de la Lyon, se dezbrăca, Pușcărie a spus și a râs de el: ce prost ești, ai penisul doar de 2 metri. Și vorbea de Dongu, Tafac, nu vorbea de Slender, pentru că Slender e mult mai dotat. Dar Slender a crezut că vorbește de el și i-a rănit sentimentele lui Pușcărie. I-a spus Slender: când o să joci ca mine, atunci să vorbești. Și Pușcărie începe să plângă că el e sensibil și el plânge des, așa e el. Și se pare că e un conflict direct. De dimineață Pușcărie avea un cuțit în mână. Bineînțeles, a fost oprit de bodyguards lui Slender, dar dar nu-mi place că e un conflict între cei mai periculoși jucători din vestiar, cel mai bun jucător din lume și Pușcărie. Acum Aloe! Wow, a șutat bine Aloe Vera. A uns mingea aia, perfect. Wallace, zidul, Pavlovski, putem face 2-0 și încheia meciul. Oh my fucking god, ce a fost preluarea aia, vecinule. Se încheie prima repriză. Trebuie să-i băgăm pe triplu ț, să poate încheiem tensiunea cu Slender. Vom vedea. Nu e bine deloc, sunt chiar îngrijorat. Intră Pușcărie. Intră și erou, nu, e obosit erou de la Lyon. Dar intră erou de la Lyon în locul lui ACDC. Intră Shrivers în locul lui Insigne. Odihnim jucătorii ăștia importanți. Nu Graham, bineînțeles. Și intră Pușcărie în locul lui Paleta, vreau să spun. Trei schimbări pentru calificare mai departe în Copa Naționale. Amar 3 pasează către Pușcărie. Am spus, în situație groaznică Pușcărie, e la cuțite cu Slender. Trebuie să avem grijă aici, e un unghi periculos aici. Nu e bine deloc. Tensiune în vestiarul echipei. Tensiune mare. Barbă, l-a luat Draci pe Barbă, nu mai știe de nervi ce să facă, că nu joacă. Mănâncă scaune, mănâncă, toți Draci l-au luat pe Barbă, nu mai. Dacă îl vedeți pe Barbă astăzi, ai de capul meu. Era cu curul în veceu și cu gâtul, se lovea de pereții aia de Draci. N-are ce să facă, că nu mai joacă și se enervează aiurea rău. N-am ce să fac cu Barbă. Nu joacă, că e slab. Nu e de nivelul lui Aloe Vera. Bine, îl ținem pe Aloe Vera în teren, că vinde cremă la ăștia. În fine, vecinul acum în careu. Se întoarce foarte bine, pasează către eroul de la Lyon, care are șuturi uluitoare, a demonstrat asta și pe stadionul mirific de la Lyon. Ninja este la Menez, nu, atacă Milan, pasă printre, fuck! 82, Milan egalează, a apărat bine Bârkić inițial, dar pe urmă nu a mai reușit. Terminați-vă dracu că mă enervează, că vă văd că vă uitați la camera aia. Romagnoli e fundaș, frate, ăsta. Cum a ajuns în atac, nu știu. În fine, Cupa Italiei se joacă. Milan a egalat.
Bine! Oh, mai... Ok, fault, fault, așa. Vecinul. Pasează bine. Fake shot al lui Suka Bliat, Edin Ahui, care e la balon. Se întoarce bine. Pasează, pasează, te rog. Din prima... What the fuck? Amar 3, ai dat un gol, dar joacă și tu mai bine. 88, vom avea prelungiri. Nu vreau să obosesc și mai mult această echipă pentru că urmează o dublă cu Leverkusen. Însă s-ar putea să... Oh! Pușcărie! Pușcărie, o dublă recuperare! O dublă pen... Nu, recuperare, dublă penetrare face pușcărie el. Suca... Bă, dacă de încet se mișcă, mă. E cel mai rapid jucător de la noi și tot se mișcă încet. În fine, tot avem spațiu aici prin pușcărie, care de către Shivers, care intră în careu, Shivers, gol! Și calificare! Suntem în finala Cupei Italiei, Shivers! O trecere formidabilă acolo și a șutat la colțul lung, nici o șansă pentru portarul advers. 2 la 1, Shivers e omul cu golul într-un 90, am scris că a fluierat, acum a fluierat. A scris și cu Borussia Dortmund și înscrie și astăzi, toată lumea fericită, în afară de, din păcate, bineînțeles, de Barbă, care nu mai poate de draci. Acum are o nouă poziție, se află cu capul în vestiar, cu un picior pe un perete și se lovește în mod continuu cu curul de penisul lui Pușcărie. Ce manevră ciudată, nu înțeleg de ce face asta. Se pare că încearcă să-mi spună că e obligat, dar nu cred. Barbă de nervi că nu mai joacă, se violează singur. Trist, trist, rău de tot. Kevin Bru a acceptat mărirea de salariu. Eroul de la Lyon acceptă mărirea de, de salariu. Am văzut cumva un Mircea Fieraru aici. Da, da. Avem un Fierar care vine la echipă. Iancu Dinescu. Tipul ăsta, ia uite la aici, Daniel Lani. Bubacar Quay. Quake 3, Bubacar Quake 3. Și Robert Lens. Interesanți jucătorii ăștia. Terminați-vă că nu vă fac nimic. Ce fac, ești dracu? Bafto, ce dracu vrei? Suggestion. Insine, chiar nu joci astăzi pentru că te păstrăm pentru meciul cu oia. Meciul cu Sezena urmează pentru noi. Suntem într-o formă uimitoare. Echipa a doua trebuie să joace astăzi. Așa. Slender. Slender, unde ești tată? Stai. Cine este aici? Brutus, nu tu. Slender joacă aici. Așa, asta e echipa a doua, Sezena, trebuie să-i batem, pentru că în sfârșit o ducem bine în campionat pentru prima oară după foarte mult timp și mă simt în formă, nu neapărat în legătură cu echipa, că l-avem pe Graham în atac, acolo mă înșel, nu? Nu e Graham atac? Nu e? E Sawyer ăla? Da, hai mă să joace, bine, eu fac schimbare minutul 0, asta e. Intră, what the fuck, Tsafac în locul lui Soia. Trebuie să-mi dau seama mai devreme. Hai să vedem pe Tsafac, nu prea are el multe goluri la echipă, cred că n-are chiar niciunul, dar asta e. Astăzi e meciul lui. Astăzi va înscrie. Tsafac, te simt asta. Te simt, auzi. Simt asta, Tsafac. Bună, pasa. Belomo, omul frumos, îmi place mult de el cum joacă. Acum Vilcazi, centrează bine. Slenda! A fost un șut care a intrat în poartă, dar haterii lui Slender au modificat poarta, au făcut-o de dimensiuni mai mici și de asta șutul lui Slender n-ar fi dat. De asemenea, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă eroul de la Lyon n-ar fi fost Brutus și Slender ar fi înscris golul de 4-3. Slender ar fi devenit eroul de la Lyon. Deci vă dați seama circ ce ar fi fost, vă dați seama vocea mea cum s-ar fi topit. Vă dați seama corzile vocale cum mi se duceau așa, mi se subțiau ca la violin. Vă dați seama căștile voastre cum luau foc. Dacă Zlender ar fi scris golul eroului de la Lyon. Însă istoria a făcut ca Brutus să devină eroul de la Lyon. Exact cum istoria a făcut ca Brutus să-l înjunghe pe Cezar. Acum Lazarevici este în margine 1-1 cu Perico. Perico, auzi, auzi nume, Perico! E pericol, rău pericol ăsta. Perico, viu Perico. Perico dă o pasă periculoasă pentru echipa lui și acum mingea revine la pericol. Este pericol pentru defensiva noastră. Ah, fuck. Ok, Radovanovic recuperează o minge periculoasă
Și pasează către Vilcazi, care e un periculos prost și pierde mingea. Nu mai cumpărăm jucători doar pentru nume, gata. Ne-am oprit la... Bă! Stați puțin! Vedeți, dacă îl cumpărăm jucători doar pentru nume, merge, funcționează chestia asta. Fiți atenți! Trebuie să pun pauză. De ce pun pauză? Fiți atenți! L-am cumpărat pe Wallace, pentru că are nume de zid, și a devenit un zid. L-am cumpărat pe Brutus, pentru că l-am junghiat pe Cezar și... A jucat incredibil în atac. Toate transferurile astea de nume au fost incredibile. Poate ăsta e viitorul. Poate așa se fac transferurile. Poate transferurile se fac în funcție de nume. Gata. Căutați-mi nume amuzante și luăm. Nu neapărat amuzante, dar interesante. De asta avem nevoie la această carieră, de nume bune. Wallace a funcționat pentru că e un zid. Brutus a funcționat pentru că a jucat bine și l-am luat doar pentru numele său ca să-l înjunghe pe Cezar. Acum Cezena joacă destul de decent. Trebuie să le rupem picioarele. Cezar nu e în teren, Brutus, dar ai grijă. Barbă nu mai poate de dragi. Deja se vede, are mâinile alea roșii, le ține încleștate. Îi tremură dinții în el. Uite, întinde mâna, a întins mâna Barbă. Nu mai poate de dragi. Acum dă pasă către ăsta și îl și înjură. Zice, ia du-te dracu de aici. Barbă e cel mai nervos jucător care l-am văzut în viața mea, dacă nu mai joacă. S-a supărat rău că îl ținem în echipa a doua. Să fac, ce trecere! Oh, mai fac mingea, dar am scos prea devreme. Mingea a ajuns la Barbă, care ia uite, ia uite, tremură de furie. E furia încarnată, Barbă. Acum a dat o pasă cât a putut către Puccino. Frumos, frumos, combinat. Urcă, băi, Vilcazi, ce dracu îi faci? Vilcazi, și tu ai fost ca Barbă, om de prima echipă până să te schimbe ăla. Bine, pe tine te-a schimbat altcineva. Deci cred că Barbă, când se duce seara la culcare, își spune rugăciunea, frate, zice: Wallace, du-te dracu dieci de la echipa asta, că mi-ai mâncat viața și te urăsc de moarte. Asta e rugăciunea lui Barbă. Îl urăște pe Wallace de moarte, frate, că i-a luat locul la echipă. O fac, a trecut aici Ranzetti. Barbă deja nici nu atacă mingea, că moare de nervi. Tremură de furie, Barbă. A blocat acum și s-a enervat și mai rău. L-a lovit și în testicule ăla. Barbă nu mai poate de draci. Ia uite-l, nici mai la vestiare, zice, eu rămân aici, nu mai mă duc la vestiare cu handicapația aia. Barbă deja furie maximă, Barbă. Scuipă sânge de nervi. De-aia a lăsat și pe ăla să treacă, că era nervos la maxim, Barbă, că nu mai e în echipa principală. Lazarevici. Radovanovici. Avem nevoie de gol, echipa asta se apără bine. Radovanovici, tu trebuie să fii alesul, că Vilcazi vă că l-aș care tot meciul. O fi real dracu Vilcazi iarăși. Vilcazi îl dăm afară chiar. Momentan, de la ultima confruntare vestiar, v-am spus, în care pușcăria a venit cu cuțitul, dar norocul Slender că a avut bodyguard și l-au protejat cu cel mai bun jucător din istoria lumii. Nu s-a mai întâmplat nimic nou, dar e frică de pușcărie, că el are multe scheme și faze. Câștigi, mă, și tu la camă? Omul lui Dumnezeu. Da, mă, băi, pușcărie, ce sunt pasele alea de pușcărie? Trei oameni aveam acolo, n-am mai atins de 60, cred. Bine, am exagerat, nu de 3, 70. Nu, nu fluiera! Îl simt că fluieră, îl simt, bă, prost. Ok, na. Du-te! Sunt la fel de furios ca și Barbă. Barbă, ce medicamente iei? Singura ratare a fost la Luzern de 2004. Never forget acest șut minunat. A închis bine Cezena meciul. Dacă Slender înscrie aici, era over. Dar el n-a... Au mișerat ea poarta haterii lui Slender. Și asta s-a întâmplat. Asta a fost. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut... urmează direct un meci cu... stai, da. Într-o secundă... M-a bătut jocul. Data viitoare urmează Leverkusen. Oare vom avea și un erou de la Leverkusen? Sau va rămâne eroul de la Lyon? Brutus! Eroul de la Lyon! Vom vedea asta. Kevin Brutus spune: rolul meu la club. Vreau o statuie. Să mi se scrie pe statuie: eroul de la Lyon. Hai să vedem unde ne clasăm după egalul nașpa din campionat cu echipa a doua. Nu e chiar bine. Suntem la 5 puncte în spatele scârbelor de la Lazio. Încă sperăm. Cezena sunt exact pe ultimul loc, pe 19. Trebuie să-i batem, mă, dar s-au apărat bine.
Să presupunem cum ar fi că am făcut egal cu Juventus și am bătut Cesena. Ar fi un rezultat mai bun ăsta. Avem și un gol averaj aproape decent. Sezonul trecut am avut un gol averaj mult mai prost. Însă nu mai avem cea mai bună apărare din Italia. Acum Chievo Verona. Chievo, bă, da, sunt. Doamne. Lazio are cea mai bună apărare. În fine. Hai să încheie episodul. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut și nu aveți furii ca barbă, nu uitați să dați un like și să vă abonați că l-ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.